Hei, salutare! Sunt Tudor și bine ați venit la un nou vlog la Taclale Culturale. A, da, și avem astăzi un invitat mai special. El este domnul Tori. Nu întâmplător, am vrut să vă fac cunoștință cu el astăzi. Aici ne aflăm, să zicem așa, pe domeniul lui. Spuneam că nu întâmplător este aici astăzi, pentru că astăzi vreau să continuăm puțin discuția despre povești și să citim ceva împreună. Și nu știu de ce, nu mă întrebați exact de ce, dar animalele, peturile, animalele de casă, mă duc mereu cu gândul la copilărie, la bunătate, la iubire, iubire necondiționată, lucruri pe care le aflăm din povești. Acum a plecat, dar se va întoarce domnul Tori pe aici, pentru că, după cum v-am spus, este teritoriul lui. Așadar, astăzi o să continui să discut puțin despre marile povești ale lumii, despre legende mai mult astăzi, nu atât despre basmele acelea, cum să zic, populare, clasice, deși și lucrurile care vor face subiectul discuției de astăzi sunt, să zicem, la fel de clasice și de cunoscute și ca basmele lui Creangă sau, eu știu, ale fraților Grimm, numai că din alt punct de vedere. Ba mai mult aș spune că termenul de clasicism își găsește mai bine locul în discuția de astăzi decât în discuția de dinainte. Ultima dată spuneam despre povești că ele fac parte din viața noastră și că este important că se întâmplă acest lucru. Mai mult, poveștile ne formează pe noi ca oameni încă din copilărie și ne creează, zic eu, sper eu, un caracter frumos. Poveștile au morală, poveștile au personaje de la care putem învăța, cu care ne putem identifica, de ce nu. Așadar, astăzi duc discuția mea într-o zonă foarte îndepărtată în timp, dar cred eu foarte apropiată de mulți dintre noi, mai ales de aceia care au citit o anumită carte în copilărie. Astăzi vorbim despre legendele Olimpului puțin, despre Grecia antică. După cum spuneam, perioada este foarte îndepărtată în timp, dar pentru cei care au dat cu nasul care au parcurs cele două volume ale legendelor Olimpului, Zeii și Eroii, scrise de Alexandru Mitru, cred că încă mai țin în suflet și în gând acea aventură incredibilă pe care am trăit-o și eu, când, nu știu, aveam 9-10 ani, poate chiar mai devreme, și care a făcut parte din educația mea, din baza educației mele. Astăzi nu o să vorbim despre legendele Olimpului semnate de Alexandru Mitru, ci despre un alt volum pe care l-am descoperit de curând și care este absolut fascinant, în alt fel decât cartea lui Mitru. Este vorba de Mitos, sper că se vede, un volum semnat de marele actor, comediant, regizor, filozof chiar, Stephen Fry, actor britanic, apărut în România la editura 3, imediat vă spun cine a tradus, Luminița Gavrilă, o traducere foarte, foarte bună, o carte extrem de interesantă și care aduce în prim plan marile legende, marile figuri ale Greciei antice, ale legendelor Greciei antice, într-un stil inedit, cu umor subtil, nu tipul ăla de umor britanic, poate puțin negru, deranjant, nu. Un umor fin, se vede că scriitorul a studiat foarte mult, a cercetat foarte mult, s-a documentat și cunoaște aceste personaje și aceste povești foarte, foarte bine și foarte îndeaproape. Așadar, în următoarele câteva minute vreau să vă citesc câteva pasaje din această carte, în speranța că vă voi trezi interesul atât pentru noul volum de la editura 3, cât și pentru cunoașterea sau recunoașterea anumitor legende de care poate ați uitat odată cu înaintarea în vârstă. Așadar, să începem cu începutul, căci nu este un olog mai bun de a apărce de la drum decât începutul, așadar începutul volumului Mitos. Primul capitol se numește Din Haos. Fiți atenți la stilul
scriitoricesc al lui Stephen Fry, care pe mine m-a captat încă de la primele cuvinte și în mod clar nu pot să las acest volum din mână fără să aflu mai multe și mai multe și fără dorința de a afla mai multe și mai multe. Așadar, din Haos. În prezent, originea Universului este explicată prin teoria Big Bang-ului, eveniment care a dat naștere brusc întregii materii din care totul și toate sunt făcute. Grecii antici aveau altă părere. Ei spuneau că totul a început nu cu o explozie, ci cu haos. A fost haos un zeu, o ființă divină, sau doar o stare de inexistență? Sau a fost, în sensul în care am folosit astăzi cuvântul, un fel de dezordine teribilă ca dormitorul unui adolescent, dar ceva mai rău? Gândiți-vă la haos ca la un fel de imens vid cosmic, ca la o prăpastie sau un hău fără fund. Nu știu dacă haos a creat materia și viața din nimic, dacă a dat naștere vieții printr-un căscat, dacă a visat-o, sau dacă a făcut-o să apară în alt mod. N-am fost acolo. Nici voi. Și totuși, într-un anumit sens, am fost, pentru că toate particulele din care suntem făcuți au fost acolo. Este suficient să spunem că grecii au crezut că haos a fost cel care, printr-o uriașă sforțare sau un imens ridicat din umeri, prin sughiț, vomă sau tuse, a inițiat lungul lanț al creației care s-a terminat cu pelicani, penicilină, ciuperci și broaște, lei de mare, foci, ființe umane, lei, narcise, crimă, artă, dragoste, confuzie, moarte, nebunie și biscuiți. Oricare ar fi adevărul, știința de azi admite că totul este menit să se întoarcă în haos, botezând această soartă inevitabilă entropie. O parte a marelui ciclu care trece de la haos la ordine și înapoi la haos. Asta este entropia. Pantalonii tăi au fost la început atomi haotici, care cumva au fuzionat în materie, apoi materia s-a transformat de-a lungul eonilor în substanță vie, care a evoluat treptat într-o plantă de bumbac. Iar bumbacul a fost țesut într-o stofă frumoasă, ce îți învelește minunatele picioare. În timp, vei renunța la pantalonii tăi, sper că nu acum, și ei vor putrezi într-o groapă de gunoi sau vor fi arși. În orice caz, materia lor se va elibera în timp și va deveni parte din atmosfera planetei. Iar când soarele va exploda și va lua cu el fiecare particulă a acestei lumi, inclusiv ingredientele pantalonilor tăi, toți atomii constitutivi se vor întoarce în haosul rece. Și bineînțeles, ceea ce este valabil în cazul pantalonilor tăi, este valabil și în cazul tău, ca persoană. Cam așa începe cartea lui Stephen Fry. Iată așadar de ce este atât de important să cunoaștem poveștile, pentru că ele ne relevă diverse lucruri din istoria omenirii. Aici avem, iată, avem de-a face cu începuturile lumii, cu geneza, cu facerea. Da? Biblia spune povestea într-un anumit fel, legendele acestea grecești, mai ales acestea repovestite de Stephen Fry, o spun cu totul altfel. Ideea este că totul se rezumă la același lucru, la aceeași idee, că totul a apărut din aparent nimic, la greci din haos. Observați stilul acesta ușor ștrengăresc, să-i spun, dar la modul cel mai frumos al cuvântului, în modul cel mai bun al cuvântului, este un stil care răzbate pe parcursul întregii cărți și care pe mine unul m-a bucurat. Mi-a dat așa un sentiment de bine, de bucurie. M-a făcut să mă simt din nou copil. Aș vrea în continuare să vă citesc o scurtă caracterizare, descriere, pe care o face Stephen Fry lui Hermes, unul dintre cei mai îndrăgiți și simpatici zei din panteonul grecesc. Mini-capitolul, sub-capitolul, se numește al 12-lea zeu. La Hermes totul era rapid. Mintea, inteligența, impulsurile și reflexele. Zeii din Olimp, deja flatați de fumul bine mirositor care se ridicase de pe muntele Cilene până la nările lor în noaptea precedentă, fură încântați de noul venit. Până și Hera, întinse un obraz spre a fi sărutat și declară că pruncul era adorabil. Până să-și dea ceilalți seama, acesta se și urcase în poala lui Zeus și îl trăgea de barbă. Zeus a râs și toți zeii au râs împreună cu el.
care aveau să fie îndatoririle acestui zeu, iuțeala minții, iuțeala picioarelor lui, ambele sugerau un singur răspuns. Ar trebui să devină mesagerul zeilor. Pentru ca Hermes să fie și mai rapid, Hephaistos a creat ceea ce avea să devină încălțămintea lui emblematică, talaria, o pereche de sandale înaripate care îi permiteau să se deplaseze dintr-un loc în altul, mai iute chiar și decât vulturul. Hermes a fost sincer încântat de ele și l-a îmbrățișat pe Hephaistos cu atâta afecțiune și recunoștință, încât zeul focului și al fierăritului s-a întors imediat în atelierul lui și după o zi și o noapte de muncă asiduă, a revenit cu o cască înaripată cu calotă joasă și boruri flexibile ca să se potrivească cu talaria. Aceasta îi conferea lui Hermes o tușă de grandoare și arăta lumii că acest tânăr frumos și isteț reprezenta temuta măreție a zeilor. Pentru un plus de elan și eleganță, Hephaistos i-a dăruit un toiac de argint cu aripioare în vârf și cu doi șerpi încolăciți pe el. De atunci, poveștile despre isprăvile lui Hermes l-au amuzat teribil pe Zeus. Și retenia și duplicitatea de care dăduse dovadă când furase vitele lui Apollo au făcut ca Hermes să fie alegerea perfectă pentru un zeu al ticăloșilor, hoților, mincinoșilor, șarlatanilor, cartoforilor, negustorilor, bufonilor, povestitorilor și sportivilor. Partea mai nobilă a mincinoșilor, bufonilor și povestitorilor i-au asigurat un loc în literatură, poezie, oratorie, umor. Iscusința și perspicacitatea sa i-au permis să stăpânească domeniile științei și medicinei. El a devenit zeul comerțului și al afacerilor, al păstorilor, desigur, al călătoriilor și al drumurilor. Deși muzica a fost invenția sa, el i-a cedat lui Apollo, așa cum a promis, responsabilitatea divină pentru ea, ca dar din partea lui. Apollo a simplificat structura lirei prin înlocuirea carapacei de țestoasă cu elegantul cadru din aur cu care asociem instrumentul clasic. Iată așadar o descriere foarte, foarte la obiect, foarte încântătoare, pe scurt, dar atingând punctele esențiale ale acestui micuț, simpatic și năstrușnic zeu Hermes. Și aici se observă dinamismul, dinamica limbajului lui Stephen Fry. Bineînțeles, nu este o carte pe care să o citească neapărat copii, așa cum sunt Legendele Olimpului al lui Alexandru Mitru, care pentru noi, pentru români, vor ocupa întotdeauna, sau trebuie să ocupe cel puțin, sper eu, un loc important în educația copiilor noștri, copiilor ce vor veni. Ei trebuie să cunoască marile legende și prin intermediul acestor povestiri. Alexandru Mitru, iată, a făcut-o mai pe înțelesul celor mici. Stephen Fry face aici o repovestire, apelează la o repovestire, să zic, mai inedită, mai lipsită de conformism, dar care se potrivește tinerilor, adolescenților, dar și adulților în același timp. Cred că oricare dintre noi, fie părinte, unchi, mătușă, bunic, bunică, oricine va citi această carte, se va simți din nou copil, va avea o voie bună, pentru că asta răzbate din paginile acestei cărți. Așadar, Mitos, apărut la editura 3 de Stephen Fry, deci volumul semnat de Stephen Fry, există și un al doilea volum, așa cum Alexandru Mitu a scris Zeii și Eroii și Stephen Fry a scris Mitos și Eroii. Am și acel volum, încă nu l-am citit, probabil că îl vom discuta și pe acela la un anumit moment. Cam atât pentru astăzi din al doilea capitol al discuției noastre despre povești. Sper că v-a făcut plăcere ceea ce v-am citit, că v-am suscitat interesul pentru povești, pentru legende, pentru Grecia Antică și pentru volumul lui Stephen Fry. Chiar, ca să nu renunț la obiceiul meu, spuneți-mi ce vă mai amintiți voi din copilărie dacă ați citit Legendele Olimpului al lui Alexandru Mitru, care a fost povestea voastră, legenda voastră favorită și de asemenea dacă aveți, eu știu, un zeu grec preferat și de ce. Aștept răspunsurile voastre în comentariile de mai jos, de pe YouTube, de pe Facebook, de unde găsiți acest video, lăsați-mi în comentarii răspunsurile, pentru că sunt tare curios. Și aștept și întrebări de la voi. Eu știu despre subiectele pe care le-am discutat până acum, nu vă sfiiți, puneți-mi întrebări, vreau să fie un dialog, nu doar monologuri.
Până data viitoare, eu zic că trebuie să medităm la importanța acestor povești în viața noastră, așa cum am spus și la prima noastră întâlnire pe acest subiect. Legendele acestea, istoriile acestea ficționale, care totuși au și un sâmbure de adevăr, ne ajută, ne ajută în viață încă din copilărie, ne formează, ne dau o anumită perspectivă asupra vieții. Așadar, nu ocoliți poveștile nici la maturitate, pentru că sunt un nesecat izvor de înțelepciune, de voie bună, de copilărie și de multe, multe alte lucruri frumoase. Eu rămân aici cu invitatul meu special, Tori, care se pare că e puțin nemulțumit, nu prea e el foarte bucuros să apară la televizor sau în filme, dar iată, îi spunem o poveste și îl calmăm. Eu până data viitoare rămân cu el. Ca de obicei, cum îmi place mie să spun, à bon entendeur, salut, să ne vedem cu bine, cu frumos, să ne vedem sănătoși și nu evitați arta și frumosul. Asta vă poate da o stare bună chiar și în aceste perioade mai puțin plăcute. Să auzim de bine!